Bine v-am găsit! În acest material vom vorbi despre unitățile de măsurat capacitatea vaselor. Ne vom referi în special la unitățile non-standard, mai precis la modul în care măsurăm cantitatea de lichid pe care o poate cuprinde un vas, un recipient, folosind obiecte pe care le avem la îndemână. La petrecerea de ziua ei, Irina a preparat o carafă cu limonadă de lămâie. Ea a umplut 6 pahare pentru invitați. A mai preparat apoi încă o carafă și a umplut 4 căni. De ce credeți că a umplut mai multe pahare decât căni? Explicația este că în pahare încape mai puțin lichid decât în căni. În carafa Irinei încape limonada din 4 căni sau din 6 pahare. Putem folosi diferite obiecte de la bucătărie pentru a măsura capacitatea unor vase. Cu un polonic putem măsura cantitatea de supă dintr-o oală. Cu o linguriță putem măsura cât ceai este într-o cană. Vom căuta obiectele potrivite pentru a măsura diferitele capacități ale vaselor. De exemplu, ar dura prea mult să măsurăm cantitatea de supă din oală cu lingurița. Putem să umplem un butoi cu apă folosind o găleată și vom afla câte găleți cu apă încap în butoi. Constatăm că în acest butoi încap 6 găleți cu apă. Priviți imaginile în care sunt ilustrate diverse recipiente și vase. Un butoi, o oală de supă, o cisternă, un biberon și o sticlă. Opriți filmul și așezați obiectele în ordinea crescătoare a capacității acestora. Scrieți pe caiet denumirile lor conform ordinii pe care ați stabilit-o. Apoi porniți filmul și verificați-vă. Pe data viitoare!